Gata. Am dat drumul. Se mișcă la live? Ia apăr... Așa. A apărut un buton? Asta sunt eu. Sunt de cam de 6 ani pe internet. Am cumpărat, am fost și designer la un moment dat, știu că mai era cineva pe aici. Apoi am trecut pe partea de comunicare și marketing. Am cu 200 de proiecte finalizate și în România și pe... și în afară. De 2 ani și jumătate am agenție interactivă care se cheamă Pe de Fos. Am o emisiune la radio. Auzi ceva de online shift? Da. La ce radio? La radio.mix.ro. E fiecare luni de la ora 8 și găsești și arhiva dacă te interesează. Da. Și mai am câteva conferințe care se cheamă... Una dintre ele este Imutuo, cea mai cunoscută. Anul ăsta o să facem 4 ediții pe marketing. Am mai avut o ediție de Next Online Pairs, un eveniment pentru cei care vreau să-și facă un business în online. Așa, și mai am un format de eveniment care se cheamă Marketing for Sales. Și împreună cu Tumer și cu Marius Alex am fondat un club al oamenilor din online, care chiar așa se cheamă, oameni din online. Și în momentul de față se desfășoară în Iași și în Cluj și vrem să le extindem mai multe orașe. Mai mici. Ok, prima chestie. Câți dintre voi au cunoștințe de marketing? Și de 4P? Okay. Asta e o chestie care începe aproape toate prezentările, dar e foarte importantă și lumea nu o bagă în seamă. Și de ce începe? Că văd că suntem aici mulți din agenții sau freelanceri care lucrează pentru clienți. Și mi s-a întâmplat de multe ori să merg la un client și să spună ok, vreau să faci o campanie sau vreau să faci chestia asta și vreau să vând. Dar ăsta e de ce eu îți dau niște bani, să spui ce trebuie să fac și vreau să vând. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Marketingul de regulă are 4P. Deci partea de produs, cât de bun este produsul, cât de potrivit este pentru piață, cât de potrivit de contextul respectiv. E deplasament, dacă găsesc să cumpăr produsul respectiv, unde îl găsesc, cât de repede îmi vine. Dacă ne referim la un magazin online, ok, am produsul acolo, dar îl am pe stoc, îl am afișat pe site, dar îl am pe stoc, cât de repede îmi vine. Chiar ieri am văzut pe cineva, am un prieten meu, Răzvan Alex, am fost și la asta, știu că își comandase o carte de la Cărturești și după 8 zile lui venise, cu toate că îi spunea că o livrează în 4 zile. Apoi partea de promovare și partea de preț, care în România este foarte importantă, România este sensibil la preț. PPC-ul sau AdWords-ul este doar o bucată dintr-un P de acolo. Da? Și de asta am pus poza asta cu mașina cu roțile desumflate. Gândiți-vă că fiecare P este ca o roată de la o mașină. În momentul în care nu le-am pe toate umflate, nu le-am pe toate funcționale și nu sunt toate ok, degeaba am una cu o roată care trage foarte bine. Respectiv o campanie AdWords. Am adus oamenii acolo pe site, le-am arătat și ei nu cumpără. Și atunci o să vină ownerul business-ului și să zică, băi, nu se întâmplă nimic. De ce nu se întâmplă nimic? Că eu ți-am plătit, am derulat campania, păi stai un pic, poate ai produsul prea scump și așa mai departe. Deci, în situația asta, e foarte important să spuneți odată că nu poți rezolva toate problemele cu AdWords. În măsura în care le puteți oferi consultanță, e ok. În măsura în care nu le puteți oferi consultanță, să îndreptați către un consultant în marketing sau să răspundeți foarte simplu. Băi, ai niște probleme pe care trebuie să ți le rezolvi. Până nu ți le rezolvi, eu nu pot să-ți garantez rezultatele. Ăsta e contractul între noi. Eu pot să-ți fac trafic, pot să-ți aduc vizitatori targetați, dar nu pot să-ți rezolv toate problemele business-ului. Pentru că ăsta e job-ul meu. Și implicit nu poți să-ți garantezi vânzările dacă tu nu ai rezolvat chestia asta. Al doilea punct. E faptul că AdWords este o etapă într-un proces. Asta are și un lucru important de înțeles. La început, acum vreo 3-4 ani, mă focusam foarte mult pe partea de... doar pe segmentul meu. Ok, eu fac o campanie de AdWords sau fac un site sau fac... și nu vedeam procesul în sine. Da? În momentul în care nu înțelegi business-ul clientului și cum funcționează de la un capăt la altul, nu o să reușești să-i aduci rezultatele pe care le vrea. Și anume, să zicem că ai o campanie de AdWords care se duce într-un site sau într-un landing page, acolo ai un call to action. Da? Dacă subscrie la call to action, ai un lead, lead-ul ajunge la o secretară sau la un agent de vânzări sau un Excel și nu mai face nimic follow-up.
ăsta e cazul mai dramatic. După aia se duc în depozit sau în sucursală, transmit mai departe, după aia confirmă comanda, după aia au partea de transport și follow-up, după aia partea de vânzare și după aia partea de suport post-vânzare. Nu știu cum faci exact, sunt acolo. Ideea este că lucrurile nu sunt atât de simple pe cum par la prima vedere. Ok, am campania AdWords, fac, au dat oamenii click, au ajuns acolo, au cumpărat și toată lumea fericită, business-ul merge ca pe roare. Dar de multe ori sunt mulți oameni implicați, mai ales când vorbim de o companie mare, da? Deci fiecare companie are niște procese interne. De exemplu, și în momentul, de ce spuneam să ne gândim la asta ca un lanț, da? Ca o verigă dintr-un lanț, ca un pas din proces. În momentul în care o verigă din lanțul ăla cade sau e slabă, toată campania s-a dus la vale. Da? Deci în momentul în care am acolo o secretară sau un agent de vânzări care face follow-up pe lead-uri, nu știu, o dată pe lună, o dată la 6 luni, și am văzut cazul dintre astea în România destul de multe. Deci toată campania s-a dus. Da? Putem să ne facem treaba super bine, vânzările pot fi zero sau cum lasă încearța să fie. Deci, iarăși, când lucrați cu un business, cu o companie, cu un client, mergeți la ei, vedeți exact și tot procesul ăsta până se întâmplă vânzarea. Ok, cine este implicat în proces? Vedeți oamenii de acolo cum lucrează, vedeți cât de repede răspund. Și am spus acolo că sunt trei factori esențiali. Primul este viteza. În România nu a văzut studii, dar în afară făcuseră cei de la marketing Sherpa, cred. Aveau un studiu că 80% dintre lead-uri sunt convertite de prima companie care sună. Adică dacă eu intru pe internet, mă duc pe 4 site-uri de companie, îmi las la toate datele de contact. Cel mai probabil, deci în 80% din cazuri, voi finaliza o tranzacție cu cei care mă sună prima dată. Stai studiu în afară, în România nu știu dacă sunt date, dar probabil că cifrele sunt undeva tot acolo. Știți foarte bine, în momentul în care și voi, în momentul în care vreți să vă cumpărați ceva și sunteți astăzi, vreau, cine vă sună prima dată? A doua chestie, disponibilitate. Avem produsul în stoc sau nu? Degeaba, dacă nu ai produsul în stoc sau nu ai serviciul în stoc sau nu poți să ne redirecționezi. Și a treia, iarăși foarte important, customer service, da? Cum vorbește omul ăla cu mine? Cum se comportă? Cât de mult îi pasă de mine? Cât de mult mă înțelege? Și așa mai departe. Deci ăștia sunt niște factori externi, de regulă, de o agenție sau de cineva care face business, dar sunt foarte importanți de știut și de văzut. Pentru că dacă nu ai, nu ai aliniați foarte bine și nu te susțin într-o campanie de PPC, rezultatele au de suferit. Hai să vorbim un pic și despre conversie, pentru că lumea e foarte setată, ok, conversie egal cu zero, conversie egal cu zero. Nu neapărat, trebuie să vedem, am spus acolo ce înseamnă conversie pentru mine. Știm cu toți, ok, o conversie poate să însemne o abonare la newsletter, o conversie poate chiar ce mai înseamnă conversie. Asta ar fi conversii mai exotice, campanii, Ionuț? Asta pe site, nu știu, trebuie să conversie. Okay. Comentarii la blog poate fi conversie. Okay. Abonări la RSS, la feed. Da, la... Bun. Uite-o, abonat de contact și să da. Să-și bage numărul de telefon să fie sunat. Da. Dar de la callback. Da. Deci e important să ne gândim neapărat la conversii ca vânzări. Și să vedem în business-ul respectiv. Ok, este vreo corelație între conversiile respective și vânzări. În momentul în care vine un client și spune, ok, eu vreau vânzări, să-i spun, păi fii atent, dacă tu ai abonați la newsletter, nu știu, ai 100 de abonați la newsletter pe lună, pe o lună, pe parcurs, după 2 luni de zile, dacă tu le dai 2 newsletter, din aia 100 îți cumpără 5. Da? Deci să văd exact și cum conversiile astea care nu sunt direct vânzări, cum pot aduce vânzări. Și să măsori chestia asta, pentru că e foarte important. Sunt anumite business-uri în care poți genera mai greu vânzări instant, mai ales în business-urile care sunt mai complexe, nu știu ce. Și imobiliare. Imobiliare, unde sunt produsele scumpe. Sunt produse mai scumpe, decizia se ia în prima lume și mai departe. Da. Deci să vedeți exact ce înseamnă o conversie și cum putem să corelăm, deci care dintre conversiile respective sunt corelate direct cu vânzările. Da.
Asta nu știu dacă a mai spus-o cineva până acum. Ce e mai important? Să am clipuri sau să am povesti? Primul pas, când iau, când iau primul contact cu BBC, ok, hai să am un CD bun, să aduc un vizitator, să fie tot ok, să fie o nebunie curată. Prima dată am văzut asta la Cumbel, și anume, sunt niște date științifice, în general, utilizatorii care caută pe motor de căutare, sunt în trei stări. Sunt în buy mode, sunt în research mode, și al treilea Shoppers, buyers inform. Da, și informativ, și mai sunt unii care caută la întâmplare, adică caută de nebune, ea n-au ce treabă. Da. Nu, fac research, de exemplu, pe o grămadă de ani. Deci, de exemplu, eu vreau să cumpăr o cameră foto, ok? Vreau să cumpăr o cameră foto în următoarea săptămână și caut special pe asta. Eu sunt în buyer mode, eu vreau să cumpăr. Sau vreau să cumpăr într-un an, mă informez despre cameră. Sau pur și simplu caut despre camere, după aia caut despre cauciucuri de mașini, după aia caut să văd ce insule mai găsesc în Grecia, unde sunt în Bulan și așa mai departe. Deci care nu au legătură. Categoriile care ne interesează sunt un buyer's mode sau shopper's mode, da? Deci asta e cea mai importantă, pentru că are potențial să convertesc imediat. Și a doua, cei care sunt pe modul de research. Și că am făcut la un moment dat niște teste interesante, de exemplu aveam un ad. De regulă, dacă băgați ad-uri cu ieftin, alea au o rată de click fantastică în România. Sunt cel mai mic preț sau... E bine că în România merg, știi? Da. Și ce se întâmplă? Am o rată de click bună, consumă bugetul, dar asta ar putea să nu am, am conversie. Pe când dacă am o rată de click mai mică, am un ad care merge pe ceva mai specific și adresează exact acei shoppers, dar are o rată de conversie bună. A venit cafeaua. Să facem pauză acum. Poate să vină aici? Nu. Mergeți, vedea, nu e ok. Nu e barman, nu e barman. Ați făcut, a făcut cineva de ești targetare pe ore? Da, da. 2, 3 persoane. Ok. Ce e mai important decât targetarea pe ore e următorul lucru. Sunt mai multe niveluri de a face targetare pe ore. De exemplu, pot să văd odată care este rata mea de click pe diferite intervaluri orare ale zilei. De exemplu, între ora 12 și 2, rata mea de click este dublă. Atunci dau cei mai mulți click. Asta e un prim pas, da? Al doilea pas ar fi să văd în intervalul respectiv care e rata de conversie, da? Poate între 1 și 2 rata mea de conversie este de 10% și în alte ore este de 5%. Da? Ei, cel mai bine e să mergi și mai departe de asta. Ce am făcut noi? Da. Vreau să-ți pun o întrebare. Poți vedea din cei care au dat click la care s-a produs și conversia? Da. Poți. Da. Analiză. Da. Deci, a fost o prezentare de asta mult. Da. Am văzut, dar nu așa, în urmă. Ce am făcut mai ales, vă dau un exemplu complet. Era o campanie pe turism, vara trecută. Primul pas a fost ăsta, să vedem CTR-ul pe diferite ore. Ne-a făcut o idee. După aia am văzut conversiile pe online, pe diferite ore. Și vedeam că, între anumite ore, conversiile noastre cresc. Pe ce produse? Pe ce gamă de produse? Pe ce domeniu? Erau pachete de turism. Pachete de turism. Da, deci creșteau conversiile pe site. Deci aveau oameni care vreau să cumpere vacanțe în Grecia sau nu știu unde. Deci aveau mai multe lead-uri. După aia ce am făcut, următorul lucru. Am început să luăm toate datele alea, să ducem la client și să-l întrebăm, ok, hai să ne uităm în tabelele alea și să vedem dacă există un pattern, adică dacă oamenii care au intrat între anumite ore au devenit cu adevărat clienți. Chestia foarte mișto a fost că era într-adevăr un pattern. Adică, cei care intrau într-un anumit interval orar, numai că converteau pe site, deveneau și cumpărători finali. Da? Și chestia asta ne-a ajutat pe el. Când am un buget foarte mare, ok, dăm drumul, nu o mai targetăm pe ore, dăm drumul, cât de mult merge, tot ok. Dar, când aveam buget limitat și noi aveam un buget limitat, adică nu era atât de mic, era destul de consistent, statul turist, vara, are niște bugete imense,
am putut foarte clar să setăm, în primul rând, să fim pe intervalul ăla oral cât mai putem, să fim acolo. Și automat, bună, automat return on investment-ul campaniei și eficiența a crescut foarte mult. Da? Și asta e chestia interesantă, deci puteți să o faceți destul de ușor. Nu știu, un tabelul în care generezi lead-urile, să zic că le exporți în Excel, pui acolo, vorbești cu programatorul, îți pune ora respectivă, astfel de ore, și după aia te duci la client, sau dacă am business-ul meu, mă uit exact să văd ce conversii au fost, și îmi dau seama de anumit intervalul ăla, pe care targetez să reclamă. Asta e moarte sau doarme? Nu știu. Da, da. Acum apare și mai lățită, că e reclamă white screen, asta apare moarte. Asta era o campanie lemn. Ai, lazy cat. Lazy cat. Lazy, am înțeles. Lazy, sunt ambitious. N-au ce treabă. Asta e un subiect peste care dau mereu și anume, ok, ținem campaniile în weekend sau nu. Și mulți oameni care au lucrat, de regulă vin cu prejudecata în weekend în campanie jos. Depinde ce vin. Da. Na, decât o singură chestie am ținut campania bine. Na, nu e așa. Mai multe, dar la una e clar trebuie să ții campania în weekend. Casino. Da. Și acolo e bine să ții. Și mai sunt câteva domenii. Ce? Adun. Mulți și le opresc și mai scade și costul. Da, așa este. Chestia interesantă e, cum a spus și acolo, ce se întâmplă în mai sau în săptămâna următoare. Și am în momentul în care fac tracking, pe, ok, mi-ai intrat un vizitator în weekend, ia să văd ce face pe parcursul săptămânii următoare. Noi am avut mai multe campanii care, nu știu, de regulă aveau undeva la 60% numărul de click-uri sau chiar mai mic în weekend. Și nu se întâmpla nimic, aparent. Și zicea, băi, client, băi, de ce să mai ținem campania, de ce să mai ardem buget? După un anumit timp, am început să vedem o corelație. Oamenii care făceau research în weekend, dar de regulă petreceau mult mai mult timp pe site, erau cei care erau în shopless mode. De ce? Pentru că în weekend aveau timp să facă research ca lumea, să documenteze. Și de regulă converteau, nu știu, luni, marți, miercuri. Deci există o corelare între cei care intră în weekend și conversiile efective, vânzări. Da, deci asta e important să vedeți corelarea în timp. Și nu doar corelarea imediat. Ok, am intrat în weekend, am convertit. Să vedeți ce se întâmplă și mai departe. Vreau să vin cu o completare la ce zici. E foarte, foarte adevărat. Ce am observat este că, într-adevăr, depinde foarte mult de domeniu și depinde ce înseamnă conversie. Că dacă conversie înseamnă ca el să fie sunat sau necesită un feedback imediat de la offline, cum ar veni, da? De la secretar, de la agentul de vânzări, atunci n-ar fi prea indicat să merge în weekend. Dacă conversia este o achiziție, un e-mail sau elemente de-astea mai, să zicem, care nu au componentă offline, sunt automatizate, atunci poți să profiți de faptul că ar putea fi chiar mai ieftin că ceilalți își închid campanie. Exact. Da, bineînțeles. Ce vreți zic eu acum, sunt chestii care contează foarte mult și fiecare context este diferit. Puteți să le testați, puteți să vedeți cât de mult se aplică în industria în care lucrați, să vedeți să vă puteți la un moment dat. O altă chestie interesantă e mixul de media. Puteți să fac campanii de PPC în paralel cu campanii și alte, poate vehicule media, cum ar fi bannere sau... Da. Vrei? Ok. De regulă, în momentul în care faci, ai o campanie PPC și ai și o campanie de bannere, asta înseamnă mix. Campanie de bannere sau campanie de contextuală sau campanie de PR, rezultatele îți cresc pe fiecare mediu parte. Adică s-ar putea să-ți crească și rata de click pe banner, s-ar putea, în mod clar, crește rata de click pe campania de PPC, s-ar putea să-ți crească și vânzările, deci asta e foarte important. Noi am avut campanii, la un moment dat eram o campanie pentru un client, aveam, nu știu, erau un produs, un serviciu, de fapt, spun, era undeva la 20.000 de euro.
cam 3-4 linduri pe zi, o chestie de genul ăsta. Și am trebuit să plăc dimineața și până la ora 11 aveam 30 de linduri sau 40 de linduri. Și prima dată am zis, băi, ce s-a întâmplat? Că nu-mi dădeam seama. A stat așa cu sfert de oră, m-am gândit și până la seama, e un singur lucru care poate să fie întâmplat. Au avut, nu știu, a fost o campanie de PR, un ziar mare. Și de adevăr, acolo dat era o campanie pe ziarul financiar, a fost un articol, un raport, era o campanie mai mare. Ei, în ziua aia, numărul de convers a explodat și în ziua respectivă și zile de trup. Ce spunea și acolo, PR-ul ajută foarte mult o campanie de pe pătrit. Iar și cât de multă încredere au vizitatorii, au oamenii în brandul tău. Da? Deci crește și rata de conversie, și crește, de fapt crește și rata de click și crește și rata de conversie. Deci pentru că oamenii au încredere în brandul tău. Și referitor la branding, iar spunea că brandul ajută mult o campanie de PPC. Adică, un exemplu concret, am făcut un site pentru producători de materiale de construcții și am început să ne uităm la, bine, am făcut și o campanie de PPC, ne-am uitat și la cum erau tipii pe site. La început, când ne-a dat drumul, era un brand necunoscut. Deci, se lansase de o lună de zile, am dat drumul la site, ok. Aveam un bounce de vreo 50% pe site, adică jumătate din aia care dau pe site plecau pe prima pagină, după ce vedeau o singură pagină, și un timp pe site undeva la 2 minute și conversii foarte puțin. Acum, la, cred că sunt, aproape 2 ani. Deci, la 2 ani după asta, au timpul pe site lucru, au bounce rate la 30% și le-au crescut toți indicatorii. De ce? Pentru că au investit și în campania de brand, oamenii au început să aibă încredere în produs, să-l cunoască și automat brandul a ajutat foarte mult și campania de pay-per-click și toate chestiile astea implicate. Deci spuneam acolo, nu trebuie să te limitezi la o metodă anume, ok, doar pay-per-click. Selectezi mai multe vehicule media și vezi care rentează, pentru că s-ar putea să ai următorul scenariu. Bag 1000 de euro într-o campanie de pay-per-click și merge tot ok. Bag 2000 de euro și mie aia suplimentar îmi aduce rezultate la fel de bune. Pe când dacă aș băga 500, să zicem, într-o campanie de bannere și încă 500 în PR, s-ar putea ca rezultatele să fie de 4 ori mai bune. Da? Deci nu trebuie neapărat să ne limităm, ok, pay-per-click, doar ăsta merge cu eficiență, măsori exact rezultate. Poți să rămân la cu întrebările la final, dacă ți-e mai ok. Nu, e ok? Ca să fie punctual așa, vreau să facem, să explicăm că există totuși în Google AdWords, permite mai multe vehicule sau există mai multe vehicule pe care, prin care plata se poate face pe bază de click. Și aici beneficiul de a lucra pe AdWords, bineînțeles că avem beneficii dacă lucrăm în combinații mai mari, dar dacă lucrăm doar pe AdWords, avem beneficiul de a face acest mix imediat. Adică, avem toate vehiculele acolo. Putem să facem pay-per-click pe link-uri sponsorizate în cadrul motorului de căutare Google, după care putem să avem serviciile Google. Vedem Gmail, prezență în Gmail, da? Plus bannere pe site-urile partenere. Plus link-uri sponsorizate în căutările care sunt cu date din Google. Deci deja avem vehicule separate. Plus că există, exact, în acest sens, plus că există posibilitatea, dacă vă avantajează vreodată, ca există într-adevăr uimitor, dar în AdWords există și Cosper Mayer. Deci, dacă aveți bannere care se pretează pentru construcția reputației sau brandului, da? Atunci puteți să folosiți, să, prin intermediul Google AdWords, să faceți o CPM. Sau ai, de exemplu, un concurs care merge pe target foarte larg, știi că e o rată de click fantastică pe el și te avantajează mai mult să taxezi la cost per mie decât la cost per click. Sau ai cost per action. Ca să trebuie să ai istoric, ca să ai, da, e departe cost per action de situație. Așa. Iarăși, asta e un lucru de care m-am lovit acum de curând, la ultima campanie. Venea clientul și spunea, băi, nu avem conversii, ce s-a întâmplat, e nebunie curată, am băgat bani, sunt conversii, sunt dezamăgit, nu știu ce se întâmplă. Pentru clientul respectiv, făcusem într-adevăr, aveam un landing page separat față de site-ul lui și am început să facem research mai amănunțit și am văzut pe lângă faptul că, bine, campania era oricum profitabilă, avea o return on investment bun, dar ce am văzut era următorul fapt. Oamenii intrau pe landing page, nu converteau, dar începeau să facă research. Căutau odată produse similare, după aia ajungeau prin SEO pe site-ul lor și converteau prin telefon sau prin, nu știu,
trimitea un e-mail, că vei să ai e-mailul acolo sau formularul de contact. Deci s-ar putea să-mi credeți conversiile neapărat din landing page sau neapărat de unde ajung acolo. Sau conversiile pot să apară, nu știu, la două săptămâni. A intrat un utilizator acolo, a căutat, a văzut despre ce e vorba, dar nu a convertit imediat. Asta e important să vedeți, să faceți corelații și să vedeți care e influența campaniei PPC cu adevărat. Să încercați la un moment dat să o izolați. Ok, hai să vedem unde, într-adevăr, campania de PPC ne-a influențat, a influențat vânzările sau a influențat obiectivele pe care, pe care le urmăream. Da? Deci, nu știu, studiezi cât faci cât mai mult research, te uiți în Google Analytics, vezi, e un pic mai pic aici, trebuie să vezi mai mult. Poți să te uiți exact cât a crescut volumul de trafic, dacă targetezi, de exemplu, cuvinte generice, să vezi dacă a crescut volumul de trafic, de căutări, dacă au ajuns și la concurență, dacă... Faci mai multe corelații până reușești să vezi exact care e influența campaniei de PPC. Pentru că, de regulă, poți să ajungi să vezi, să măsori doar jumătate de link-uri, spre exemplu. Și atunci, pe ok, avem 50 de link-uri pentru care s-a plătit atât. Campania este la limita profitabilității. Când, de fapt, s-ar putea ca campania să aducă mult mai multe vânzări și link-uri decât se așteptau ei, să fie mult mai profitabil. Tot legat de chestia asta, nu știu dacă știți pe mare, de la Days, a prezentat. Da? Și el vrea să facă, era o problemă la un moment dat cu măsori conversiile din AdWords care sunt prin telefon. Și vrea să facă un sistem pe asta, să intre direct prin Voice over IP și să măsoare conversiile care vin din AdWords și să duc prin... Există un sistem similar la e-target, un push to call, dar deocamdată nu, el vrea altceva să facă. Da, pentru că aveau aceeași problemă, se duceau la clienți și spuneau ok, n-ai obținut doar atât pe când. La un moment dat începe să se măsoare, să măsoare exact, că dacă nu avem liberi, nu mai... Dar acolo e mai subiectiv un pic. Problema principală cu care îți propățiști chestia asta, din cauza că landing page pe care o vine nu e bine optimizat. Nu, 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 nu e. Eu am o campanie în momentul ăsta care rulează pe electrocasnice. Și vreau să spun, păi nu, și vreau să spun că compar.ro și site-urile de comparatoare de prețuri au crescut, el are un preț bun, dar nu e cel mai bun preț din comparator. Vreau să spun că tot vizitele noi, deci prin AdWords, prin pay-per-click, nu fac numai AdWords, îi aduc vizite foarte 95% noi, înțelegi? Și cu toate că sunt 95% noi, oamenii nu convertesc atât de bine, convertesc slăbuți, slăbuți. Și după, însă, dacă mă uit în perioada anterioară, o să văd că există o creștere evidentă la numărul de conversii care vin din site-urile de comparatoare. Și atunci mentalul este, ei intră, văd, auzi, nu știu ce. Neapărat, legat de ce ai spus, o să am un landing page foarte bine. Contează însă dacă vizitatorul ăla e pregătit atunci să ia o decizie sau nu. De exemplu, eu nu sunt pregătit să nu. De exemplu, am pe o cameră foto, da? L-am dus într-un lege. Păi da, asta zic că nu e bun exemplu de nișa de vânzări electrocasnice așa, pentru că e clar acolo conversia, unde fac exemplu unde capturezi lead-uri sau ai nevoie, nu știu, orice ține de, nu știu, programări. Hai să-ți, vrei să, că aici începe deja o dezbatere. Hai să-l lăsăm. La un dentist, l-a pus în landing page și dacă el are nevoie. Îi ofer toate, cum să zic, incentivurile să mă sune, el mă sună atunci. Da, nu poți să te faci la fel. Nu sunt pregătit să sune. Asta zic că e depinde de multe chestii. Asta înseamnă să ai landing page-ul perfect, care să-i adreseze pe toți și să-i convertească pe toți. Asta ar putea la un moment dat ca drum al lui pe conversie să fac următoarea chestie, ce spunea și Ionuț. Am intrat pe landing page, am văzut produsul, mi-a stălit interesul, deci sunt foarte interesat, dar mă duc pe alte 5 site-uri sau comparatoare de prețuri, văd ce are și competiția, fac un research de o zi sau două sau poate în aceeași zi și după am reîntor și convertesc ori pe landing page, ori pe landing page ăla, ori intru pe site-ul tău, la pe alt site și sunt direct sau prin e-mail. Dar o fume din chestiile astea, dar asta sunt eu, cred. Adică sistemele cu tracking care au pentru că, de exemplu, am campanii care poate lumea se întoarce după două săptămâni, da, datorită cookie-ului care are 30 de zile sau 60 de zile, mi le înregistrează. Asta e chestia, problema la noi, că nu
separate pentru campanii. Da, bine, uneori e mai greu să mai sunt timp. Da, legat de ciclul, exact asta am spus și mai devreme, că e bine să măsori conversiile pe long term. Da, ideal e să ai pagina excelentă, care odată ce ți-a intrat oamenii acolo, îți convertezi 100%. Da, în realitate, ce nu se întâmplă nimeni de altă chestie. Nu se întâmplă niciodată chestia asta. Din anunț și vând chestii, se potrivească cu conținutul paginii. Da, clar, să aibă relevanță. Hai că mai reluăm discuția la ANQ, știu, Q&A. Asta cred că e ultimul banc care a fost. Asta face o blasfemie, awareness. Adică, poți să folosești campanii de pay-per-click pentru a face awareness pentru brand? Da. Și răspunsul e de ce nu? Nu, eu am întâlnit mulți practicanți care zic, nu, pay-per-click doar pentru conversii și trebuie să vedem exact ce... Dacă ai bani, întrebarea răspunsului, dacă ai suficienți bani, iar awareness-ul generat are plus valoare pentru business-ul tău? Da. Da. Votează foarte mult următorul lucru. Am întâlnit clienți care, sau oameni care vindeau în următorul fel. Ok, pay-per-click folosim doar pentru ce putem măsura și atât. Și mai avem bani, care nu sunt puțini, avem bani mulți, pe care băgăm, nu știu, băgăm la TV, să-i băgăm acolo, să-i băgăm în corp. Ce contează este să vezi și pe partea, dacă e cazul unei campanii de awareness, cât de eficient e pay-per-click-ul, da? Să-l măsori cu alte medii. Dacă pay-per-click-ul poate să fie eficient într-o campanie de imagine, nu ai niciun motiv să nu folosești pentru asta. Dar ce spuneai? Sunt multe bugete care sunt alocate pe partea asta de awareness. Și poți foarte ușor să-ți faci campanii de awareness prin pay-per-click. Bine, rezultatele sunt ceva mai greu de măsurat, dar... Hai, de exemplu, am văzut o tangențial, am întâmplător, am văzut în campanie electorală, am văzut niște anunțuri care erau, da, care erau construite pentru a convinge, să zicem, electoratul în a lua o anumită decizie. Și mi s-a părut foarte interesant. Nu știu despre ce vorbești, dar... nu analizam în sine rata de conversie, ci mai mult trimiterea mesajului. Tocmai pentru că am auzit că se analiza awareness-ul, era pe zona asta. Deci, da, ideea asta e legată și de mix și de media. Practic, îl atingeam pe alegător în cât mai multe puncte, da? Touch points. Deci îl ating o dată la TV, după aia dacă caută pe Google, l-am atins pe Google. Dacă s-a dus pe un site de știri, îl ating și acolo cu un banner. Dacă se duce pe Facebook, păsesc cu as a friend, dacă... și așa mai departe. Deci trebuie... Am văzut și eu chestia asta. Toate punctele în care poți să-l influențezi, aici vine mixul de media, toate punctele în care poți să influențezi decizia, e bine să fiu acolo, mesajul potrivit pentru mediul respectiv. Cât știm despre principiul bunei vânzărilor? Sau fanul fantașii? Fanul. De regulă, punea vânzărilor e un principiu de bază în vânzări. Spune cam așa, ok, pot să am, cifrele de acolo sunt aleatoare. Nu e o corelație neapărat între ele, le-am pus ca identificare. Și pot să am prima dată, să ating 100 de oameni, din 100 de oameni, 15 sunt interesați, din aia 15, 3 îi transform în lead-uri, adică cel mai multe detalii despre produs sau eventual au și o întâlnire, pentru a vedea produsul respectiv, dacă e cazul. Și din aia 3, convertez cum? Fac o vânzare. De ce e interesant principiul ăsta? Spune că în permanență, ca să am unul ăla acolo jos, la bază, trebuie să torn sus în pâlnie, în permanență să adresez cât mai mulți oameni. Da? Deci să am permanență pâlnia plină. Da? Este iarăși o chestie foarte interesantă. Noi am făcut chiar să anunțăm săptămâna asta sau săptămâna viitoare. Am făcut un kit de vreo 20 de pagini în PDF despre lead generation și cum crești vânzările prin publicitate online. Are toți pași acolo, vreo 7 pași și foarte bine documentați, ok, puteți să downloadați. De la adresa? De la ce adresă? Unde putem să găsim? O să-l anunțăm pe blog, la Blog Boss. Sau și pe blog meu. Și pe Twitter și peste... Deci dacă sunteți atenți, îl primiți. Ce se întâmplă cu lead-urile care nu se convertesc imediat? Asta e chestia foarte interesantă. Ok. Oamenii respectiv pot suna,
sau pot completa un formular, am lead-uri, dar să zicem că într-un anumit domeniu convertez doar 5% din lead-urile respective. Legat de asta, nu știu, erau și în afară niște studii interesante care arătau că pe loc, în general, se converteau undeva 5% din lead-uri pe care intrau. Deci 5% din lead-uri pe care intrau se converteau imediat. Dar dacă compania respectivă avea o politică de follow-up pe lead-urile alea bine pusă la punct, numărul putea să crească foarte mult. Deci uneori se dubla, numărul uneori se tripla sau putea chiar să fie mai mare. Deci e iarăși foarte important lucrul ăsta. Să zicem că bag 10.000 de euro într-o campanie de pay-per-click și mi-am făcut 100 de vânzări. Dar mai am 300 de potențiali clienți care dacă i-aș adresa ca lumea în următoarele 6 luni, fac încă 300 de vânzări. Deci, practic, costă 50. Mele, să zicem. Da. Bine, în unele cazuri pot varia foarte mult. Sunt unele industrie, de exemplu, în care nu faci vânzări imediat decât în cadrul extrem. Referitor la asta, m-am documentat pe în afară și ea fac vânzări de milioane de euro. Și motoare, turbine de reactoare și nu știu ce trafic. Vapor, sau vapor. Vaporul ăla care a fost vândut deci, pe... Da. Deci se întâmplă, vând utilaje de milioane de euro. Alea nu poți să le vinzi. Deci mai e rată de conversie, ok, a dat clip... Edwards și-a dat banii neau, milioane de dolari. Dar e procesul de follow-up mult mai îndelungat. Și legat de asta am zis două lucruri foarte interesante, foarte importante. Primul, care sunt pașii vânzării în industrie, în industria respectivă. Deci să știți, pentru industria pe care lucrați, cam care ar fi pașii. De exemplu, în auto, pașii pot arăta așa. Sunt interesat să cumpăr, după aia fac research, după aia merg în showroom, după aia fac test drive, după aia mai stau două zile, după aia vorbesc cu soția noaptea în pat și după aia iau decizia de a-mi cumpăra loc de BB, ce? Automat? Op. Sau ceva sigur, o mașină sigură. Volvo. Da, mi-au Volvo, loc de BB. Acum testai top of mind-ul, nu? Să vedem. Securitate, Volvo. Sigur, forță, BMW, nu? Da. Deci e importantă chestia asta. În fiecare pas dintre ăla în care se află clientul, trebuie să-l adresezi cu alt mesaj. Pentru că în fiecare pas se va fi interesat de altceva. Dar într-un din pașii aia s-ar putea să fie interesat de preț. În alt pas s-ar putea să fie interesat de garanție. În alt pas s-ar putea să fie interesat de lucruri. Și așa mai departe. Deci e important să fac pașii pe industria respectivă. Și după aia am făcut și un mic proces care poate varia. Cam cum arată, cum convertești un lead care nu a făcut o vânzare imediat. Se cam partea de calificare, adică îmi dau seama dacă clientul respectiv vrea să cumpere atunci sau vrea să cumpere mai târziu și el spune ok, cumpăr atunci sau băi, nu sunt pregătit, sau vreau să cumpăr în 6 luni sau într-un an, ok. După aia pot să fac cu el un follow-up telefonic, dacă spune că vrea să cumpere în 6 luni și obțin permisiunea de comunicare, adică îi spun ok, am văzut că ești interesat să-ți cumpere o mașină, un BMW, uite, noi o să avem niște informații interesante care te-ar putea ajuta să iei o decizie mai bună. Vrei să te abonăm la un newsletter sau niște alerte care te ajută pe tine să iei decizie? În general, ți-o arată foarte bună de conversie prin la follow-up telefonic, mai ales dacă dai omului ceva relevant. Și dai geac, cum la abonezi la un newsletter la care trimiți aceleași chestii pe alea de la tatăl. Și dacă dai ceva ok, rata de abonare va fi foarte bună. După aia, să-i trimiți informații relevante pentru stadiul în care se află, adică pe fiecare stage dintre la altul. Deci, pe fiecare stage al punei vânzărilor și când se află, îi dai informațiile relevante pentru el. Acolo. Da. Așa. Iarăși o chestie foarte importantă. Să folosești un soft de CRM ca să faci tracking pe el. Mai ales când vorbim de lead-uri care sunt foarte, nu știu, sunt profitabile, sunt mari ca volum la vânzare. E important să am un soft CRM și am acolo, de exemplu, 100 de lead-uri și istoric al fiecăruia. Asta e important de ce? Poate să plece vânzătorul, poate să întâmple nu știu ce. Oricine preia lead-ul respectiv știe. Vasile este în ultima etapă înainte să ia o decizie. Am vorbit cu el. Astea sunt problemele lui. Asta contează pentru el. Contează prețul, contează service, contează așa mai departe. Astfel încât orice... Imediat, ne aduci. Lasă-ți termină că zicea bine. Zi.
Deci oricine vine după aia, s-a schimbat agentul de vânzări sau s-a schimbat secretara sau nu știu ce s-a întâmplat, poți să vezi exact pe clientul, pe lead-ul respectiv, ce contează pentru el, cum îl cheamă, câte pisici are acasă, ce preferințe are și așa mai departe. Astfel încât poți să preiau conversația exact de unde am lăsat. După aia, în momentul în care, deci fac contact periodic, în momentul în care el spune, băi, știi, m-am cam hotărât, am primit și, într-adevăr, bunica din America până la urmă a murit și am primit și moștenirea aia, sunt hotărât, sunt hotărât să cumpăr. Ok, atunci îl transfer la un agent de vânzări. Chestia asta nu prea o face nimeni în România, de păcate. Decât în cazuri asta care, pentru că softul de customer relationship management e destul de greu de greu de implementat pentru companii. Nu există decât alea mari care folosesc, vezi băncile, vezi Orange, telecomurile care au așa ceva și care super complicat la grad de dar restul adică nici nu se potrivește un soft de ăsta, mai mult îngreunează un flow. Nu neapărat, deci nu trebuie neapărat să bagi SAP sau să bagi Microsoft Dynamics. Poți să faci să folosești un soft de la de ce se cheamă HighRise, de exemplu, de la 37 Signals. Deci o chestie online care pur și simplu ai oameni acolo și scrii niște notițe despre ei, de absolut. Deci da, corect, nu trebuie să fii, poți fi și un Excel, poți să gestionezi cum vrei. Sigur, poate asta mai vrea să se convici pe oamenii aia chiar să scrie istorie. Bine, asta e chestia de management, nu o să ajung acolo. De obicei se face mai ușor din vedeți, dar nu te așa. Să știi că motivația negativă nu este chiar atât de bună. Eu aș merge, motivația pozitivă după One Minute Manager, pe care e recomandat lectură obligatorie la toată lumea care are idei de antreprenoriat, e motivația, acolo arată că motivația pozitivă e extrem de eficientă comparativ cu motivația negativă. Motivația negativă poate să meargă pe termen scurt și în general pe termen mai lung creează doar chestii negative. Frustrări și relații să depărteze oamenii cu banii. Lumea. O chestie interesantă legată de asta, am vorbit cu cineva care a implementat SAP la Electrica Sud sau nu știu, o companie dintre asta care aveau angajați de 60 de ani, care erau doar fixul și hârtia și au reușit în, nu știu, un an de zile sau un an și jumătate chiar să fie integrat super ok compania și venea acolo, puneau notițe, deci se poate, dacă vrei, se poate. Ce spuneam neapărat de soft de CRM, să faci follow-up-ul respectiv, nu prea se întâmplă în România. Check. Afară e standard, adică așa se lucrează. Și mai ales în vânzările mari. În vânzările mari nu poți să lucrezi afară. Da, nu vinzi pe loc. Cam atât. Vreau să adaug ceva vis-a-vis... Întreb. Da, e o întrebare interactivă, e un quiz interactiv, așa, da. Un debate. Da, o primă asta.